Insider Politic. Bună dimineața, sunt Sebastian Zachman și vă invit la Insider Politic. Coaliția de guvernare e un organism politic muribund, ținut în viață artificial. Pe de o parte, unii îi cântă prohodul și cer deconectarea sa de la aparatele puterii. Alții prevestesc o minune. Guvernul se va întoarce la viață după 3 zile de la congresele PNL și USR+. Oferta politică a Dreptei pentru sezonul de toamnă conține doar circ. Pâinea s-a scumpit. Prețul energiei s-a dublat, iar un euro aproape că ține în lesă 5 lei românești. Dar sfârșitul e aproape, fie că înseamnă moțiune de cenzură sau un nou vot de încredere al Parlamentului după purgatoriul numit interimat. În politică, parastasul se face la 45 de zile. Amin. Ce urmează? Va rămâne Florin Câțu premierul unui guvern minoritar? Se va întoarce USR Plus la putere alături de PNL? Sau va lua drumul lung al opoziției, dar care poate fi o trambulină pentru 2024? Ne răspunde imediat Dacian Cioloș, candidat la șefia USR Plus, o competiție care seamănă tot mai mult cu războiul din PNL. Începem! Domnule Cioloș, bine ați revenit la Insider Politic. Bună ziua, bine v-am găsit. Premierul Florin Câțu tot repetă zilele acestea că vă așteaptă din nou pe dumneavoastră cei din USR+, copiii răzgâiați, cum v-a spus, la guvernare. Mai există vreo șansă să continuați parteneriatul cu Florin Câțu din postura de premier? Noi așteptăm ca Florin Câțu să fie în sfârșit serios și să dea dovadă de maturitate și să lase la o parte toate provocările acestea copilărești și inutile. El știe foarte bine, pentru că i-am spus-o clar la ultima ședință de coaliție, ce vrem noi de fapt de la această coaliție. Vrem în primul rând reforme, nu amânarea lor, ci punerea lor în practică. Nu declararea lor doar pe hârtie și în programul de guvernare, ci vrem punerea lor în practică. Florin Câțu a demonstrat că nu asta îl interesează, ci să câștige alegerile în PNL și pentru asta a fost gata să subordoneze guvernul intereselor lui electorale. Bun, deci da, putem continua în coaliție, dar vrem un premier care să lucreze pentru coaliție și nu pentru interesele lui în partid și dacă PNL va furniza un astfel de premier, evident că suntem gata să ne întoarcem, să discutăm condițiile în care putem continua acest proiect. Însă, din perspectiva liberalilor, urmează congresul peste o săptămână când Florin Câțu are șanse mari să ajungă președintele partidului. Deci el va ieși din congres întărit. E greu de crezut că PNL va renunța la Florin Câțu. Prin urmare, întrebarea e, mai există vreo șansă, totuși, să continuați guvernarea cu Florin Câțu premier? Nu există nicio șansă să continuăm guvernarea cu Florin Câțu premier. Deci preferați să mergeți în opoziție. Și nu pentru că suntem răzgâiați, ci pentru că vrem un premier cu care să putem lucra, pur și simplu. Am încercat mai bine de 8-9 luni cu Florin Câțu să lucrăm. Știți, din primăvară, de când a demonstrat că are reflexe din acestea de gamer, cum văd că circulă, acum l-au înțeles și alții, provoacă, joacă poker cu guvernul, nu așa se poate guverna. A mai demonstrat-o apoi pe parcurs de câteva ori când și-a luat niște angajamente în coaliție pe care nu le-a ținut apoi în guvern. A pus pe ordinea de zi forțat și provocator acel proiect cu investițiile locale, a dat afară ministrul justiției. Deci cine e copilul răzgâiat până la urmă? Cine e cel imprevizibil? Cine e cel care de fapt nu vrea cooperarea în coaliție? Deci cu un premier și sunt la PNL. Bun, e problema lor că vor să le aleagă pe Florin Câțu președinte. Asta e o decizie internă a PNL-ului. Eu vorbesc aici de un parteneriat la guvernare, într-o coaliție care trebuie să lucreze predictibil pe baza unui program de guvernare. Aveți vreo preferință pentru următorul premier de la PNL? Nu vorbim de preferințe, vorbim de niște obiective pe care trebuie să ne le stabilim împreună. Deci, de exemplu, mergem... sunt vehiculate nume, Carareș, da, Bogdan, Lucian, dar nu le comentez. Nu o să comentez nume pentru că e decizia PNL-ului să ne propună un premier. Noi am spus că dacă ei nu pot să propună un premier, noi suntem în măsură să o facem, să pot găsi formule prin care PNL-ul să fie suficient de bine reprezentat în coaliție ca primul partid din coaliție și să aibă pârghiile politice necesare, dar nu mergem cu condiții exclusiviste, vrem să avem un premier cu care să putem lucra și să punem în aplicare programul de guvernare, pentru că noi nu intrăm în guvern pentru funcții.
Și nu asta e prioritatea noastră, să negociem o funcție sau alta, ci vrem să ne asigurăm că reformele pe care le-am promis le putem pune în practică. Să spunem că președintele Klaus Iohannis îl retrage pe Florin Câțu din fruntea guvernului, sau mă rog, Florin Câțu demisionează. Nu veți pune absolut nicio condiție pentru viitorul premier al PNL? Evident că vom pune condiții. Nu, pentru nume mă refer. Adică veți lua numele și veți intra înapoi la guvernare? Noi n-am discutat în conducerea USR Plus deocamdată de nume. Am discutat de niște principii și obiective pornind de la care ne putem întoarce la guvernare. Probabil că ați văzut și discuțiile pe care le-am avut în comitetul politic înainte de ieșirea de la guvernare, când colegii au vorbit despre același lucru. Vom avea și noi congres, vom avea o nouă conducere a partidului cu un nou birou național, un nou președinte, dar nu văd schimbări majore din acest punct de vedere. Evident că vom analiza și noi foarte serios toate opțiunile care sunt pe masă, dar din punctul meu de vedere, în momentul acesta, vrem să încercăm întoarcerea la guvernare, pentru că vrem să punem în practică niște obiective pe deci care spuneți că nominalizarea unui nou premier PNL ar debloca criza politică din momentul de față. De acolo ar putea începe discuțiile, da. Pentru că deocamdată vedeți ce se întâmplă. Ne tot trimitem bezele între ghilimele exact. Prin presă, pentru că așteptăm să treacă congresul PNL, pentru că am înțeles că până după ce trece congresul PNL, colegii noștri din coaliție nu sunt dispuși să discute nicio formulă, blochează orice proces democratic, inclusiv în Parlament, unde noi am depus o moțiune ca să clarificăm lucrurile. Iată că și acolo au găsit pârghii împreună cu PSD-ul să blocheze această moțiune. Așa că ne rămâne deocamdată să așteptăm magica dată de 24-25 septembrie să treacă și apoi, în măsura în care va exista dorință din partea celor de la PNL, să începem discuții. Altfel, sunteți pregătiți să mergeți în opoziție? Preferați să mergeți în opoziție decât să rămâneți cu Florin Câțu premier? Suntem pregătiți pentru orice scenariu, evident, și am demonstrat lucrul acesta atunci când am spus că rămânem în guvern dacă putem face reforme, că nu ne agățăm de niște funcții. Deci suntem pregătiți pentru orice variantă. Și evident că și la noi în partid se discută care ar fi varianta mai avantajoasă. Eu personal susțin ideea de a încerca totuși rămânerea la guvernare, dar vom avea și noi o discuție în partid. Vă spuneam că vom avea o nouă conducere executivă cu un președinte, un birou național după congres, însă, mă rog, din discuțiile pe care le-am avut până acum, cred că există deschidere și din partea colegilor să continuăm discuțiile, dar în condițiile acestea. Vă mai pun o dată această întrebare. Există posibilitatea, totuși, ca din discuțiile pe care le aveți cu colegii din partid să acceptați și varianta continuării guvernării cu Florin Câțu premier? Nu, v-am spus-o, cred că, de două, de trei ori și vă mai spun. Nu, nu există această variantă, nu pentru că avem noi un fix cu Florin Câțu ca persoană, ci pentru că am încercat deja de două ori. N-are sens să mai încercăm încă o dată ca apoi iar să se dea vina pe noi că ieșim de la guvernare, pentru că, iată, cum ne spune Florin Câțu, suntem răzgâiați și impredictibili. Și v-am dat exemplu de ce impredictibil nu suntem noi, pentru că noi am fost predictibili. De fiecare dată am spus ceea ce vrem, ne-am adus argumentele în coaliție, n-am luat decizii intempestive, nu noi am dat peste noapte afară doi miniștri fără discuții cu partenerii, nu noi am pus de pe zi pe alta pe agenda ședinței de guvern un proiect care vizează 10 miliarde de euro, 50 de miliarde de lei. Nu e orice acolo. Deci nu noi l-am pus de pe zi pe alta pe agenda guvernului, după ce cu două zile înainte discutasem în coaliție altceva. Deci noi vrem o coaliție predictibilă și dacă ne vom întoarce în mod cert, asta e un mandat și din partea Comitetului Politic USR Plus, va trebui să negociem un calendar clar de reforme pe care îl avem în programul de guvernare. E posibil să faceți un schimb de ministere? Pentru că Rareș Bogdan spune așa, nu mai renunțăm la transporturi și fonduri europene. Da, eu o să-i spun lui Rareș Bogdan, noi nu renunțăm la reforma pensiilor speciale, nu renunțăm la investiții transparente din bani publici, nu renunțăm la depolitizarea și profesionalizarea administrației publice, nu renunțăm la desfințarea secției speciale și reforme în justiție, de aici plecăm. Noi nu intrăm într-o coaliție ca să obținem niște posturi, niște funcții.
Cred că am demonstrat lucrul acesta. Dar vă doriți să vă păstrați aceleași ministere sau sunteți deschis la negocieri pentru o reîmpărțire a portofoliului? Noi ne dorim ministere de unde să putem face reforme, de unde să putem face aceste schimbări pe care le-am promis, la care ne-am angajat în campanie și de aici plecăm. Înțeleg din răspunsul dumneavoastră totuși că sunteți deschiși la în acest stadiu, dacă ne apucăm acum să ne târguim iar pe posturi, asta înseamnă că deblocăm discuțiile în coaliție? Da, mă rog, fiecare cu prioritățile lui. Eu v-am spus care sunt prioritățile noastre. Un premier predictibil, angajament pe reforme cu un calendar precis. Și apoi, evident, în structura guvernului, o repartiție a portofoliilor care să ne permită și nouă să împingem aceste reforme. Deci, din momentul în care, să presupunem, PNL va veni cu un alt premier la masa negocierilor, toate opțiunile sunt deschise. Deci, renegocierea portofoliilor din guvern. N-am discutat despre renegocierea portofoliilor în partid. Vom vedea cu ce mandat vom merge, dar, v-am spus, din punctul meu de vedere, e greșit pusă problema. Nu de acolo începi. Nu încep în a decide în care birou o să stea miniștrii tăi dacă faci o coaliție de guvernare. Deci aici, nu știu, probabil că avem noi priorități un pic diferite, suntem un pic defazați din punctul ăsta de vedere cu colegii de la PNL, dar mie mi se pare firesc să începem discuțiile de la substanță, de la conținut și apoi discuțiile pe împărțire de post. Domnule Cioloș, mărul discordiei din coaliție a fost acel program Angel Salini, PNDL3, cum vreți să-i spuneți. Liberalii totuși vă acuză și pe dumneavoastră că atunci când ați fost premier tehnocrat, ați împărțit bani din PNDL către baronimea locală. De ce atunci a fost moral să dați bani din PNDL și acum nu mai e? Dar și acum, de când suntem la guvernare, noi am dat bani pe proiecte care au fost angajate înainte. Deci au curs și au fost dați din bugetul de stat bani, câteva miliarde de lei, pentru a plăti proiecte începute pe contracte deja. Deja semnate. Asta am făcut și eu în 2016. Dar și atunci, dacă domnul Câțu se uită mai atent sau colegii din PNL, știu foarte bine că atunci am cerut niște criterii, că am făcut niște evaluări, că am lăsat la o parte niște proiecte care nu păreau credibile și unde nu erau clare lucrurile, nu erau clare contractele și felul în care eficiența cu care banii respectivi se cheltuiau, încă o dată, pe contracte deja semnate, pentru că despre asta a fost vorba. Atunci am aprobat un nou plan, un nou program pe ani de zile, cum face acum premierul Câțu, acum nu. Cele 10 miliarde nu sunt pentru a plăti contracte deja semnate și unde statul are obligație, pentru că cineva le-a semnat în numele statului. Premierul Câțu acum angajează o datorie publică de 10 miliarde de euro, 50 de miliarde de lei în următorii ani și e nevoie de bani pentru investiții. Tocmai. Nu asta e problema. Trebuie să se dezvolte și e satele din România. Și trebuie să dezvolte și satele și orașele mici. Nu de aici a apărut problema. Problema a apărut că tocmai dacă tot angajăm niște bani în numele statului, în numele cetățenilor, a contribuabililor, bani care vor trebui rambursați, un minim de exigență ar trebui să fie să ne asigurăm că banii aia sunt cheltuiți într-adevăr pe proiecte eficiente. Nu e cazul acum, nu avem astfel de mecanisme. Și în proiectul pe care premierul Câțu l-a propus, a venit cu generalități și a spus, las că vedem mai încolo, pe ordine de ministru, detaliile. Nu, trebuie să fie acolo în lege niște criterii foarte clare. Ce se va întâmpla cu acest proiect dacă vă întoarceți la guvernare? Cu acest Angel Salini, mă rog, care presupune totuși 50 de miliarde de lei. Înainte de a discuta ce se întâmplă dacă ne întoarcem noi în guvern, acea ordonanță de urgență va ajunge în Parlament și acolo... Bine, ea este deja în vigoare. Bun, acolo va trebui discutată în acest stadiu. Vă gândiți să votați împotriva ordonanței de urgență în Parlament? N-am discutat despre acest lucru. Pentru că, lucru, într-adevăr, se poate bloca în Parlament, o să încercăm abroga. Să modificăm așa cum ne-am fi dorit să o facem în guvern cu niște parteneri serioși de coaliție care să țină cont de faptul că suntem totuși membri în această coaliție, că avem puncte de vedere pe care le-am exprimat și pe care doream să le discutăm cu ei, să le integrăm în proiectul de lege. Asta discutasem noi cu două zile înainte ca premierul să pună intempestiv, surprinzător pe agenda guvernului acest proiect și să ne arunce afară de la guvernare. Domnule Cioloș, ați lipsit de la o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis de la Cotroceni, fiind în Franța, unde v-ați întâlnit cu președintele Macron. Ce nu, unde am avut o întâlnire de două zile și jumătate
cu grupul Renew, cu tot grupul Renew. Din 98 de membri ai grupului, am avut 90 care au fost prezenți acolo fizic, e pentru prima dată de un an și ceva când au fost prezenți atât de mulți. A fost o întâlnire, un retreat, să-i spun, o întâlnire de discuții de orientare politică înainte de a începe sesiunea parlamentară, o întâlnire care era prevăzută deja din mai anul acesta și în acest context am avut și întâlniri cu autoritățile locale, evident, din Franța, cu președintele Macron, care ne-a primit la Elize, unde am discutat viitoarea președinție a Franței a Consiliului, dar nu m-am dus la Paris ca să mă întâlnesc cu președintele Franței, ci m-am dus ca să conduc 2 zile și jumătate de întâlniri cu grupul Renew. Dacă ați fi fost la Cotroceni, ce ați fi spus președintelui Klaus Iohannis? Ceea ce a spus și Dan Barna, pentru că noi ne-am coordonat încă de la începutul, și nu doar în această criză, dar în mod specific, pentru că despre asta vorbim, ne-am coordonat încă de la început, am fost aliniați, noi deciziile le-am luat în biroul național, nu au luat doi, trei oameni de capul lor. Deci i-aș fi spus exact ceea ce a spus și Dan Barna. Mai exact? Că ne-am fi dorit o astfel de discuție cu președintele imediat după ce Florin Câțu a anunțat că pune intempestiv pe ordinea de zi acel proiect de ordonanță, cu toate că noi în coaliție discutasem altfel, că ne-am fi dorit o discuție chiar și înainte de a decide domnul președinte dacă acceptă sau nu revocarea ministrului justiției, în așa fel încât să vedem care ar fi putut fi formulele, modalitățile prin care să evităm situația în deci care suntem. Deci îi reproșați președintelui Klaus Iohannis că nu s-a implicat în rezolvarea acestei crize? Eu nu îi reproșez nimic președintelui Iohannis. Dânsul are un mandat dat de cetățenii României și dânsul decide cel mai bine cum îl folosește. Dânsul are informațiile dânsului. Bun, dar v-ați fi așteptat la o altă atitudine din partea președintelui? Da, eu cred că ar fi fost util să fi discutat înainte, dar încă o dată, astea sunt deciziile președintelui. Noi în coaliție suntem cu PNL și cu UDMR, nu cu domnul președinte, dar domnul președinte a ținut mult ca această coaliție să se formeze, ca ea să funcționeze și pornind de la această constatare, cred că ar fi fost util. Aici nu e vorba despre ce mi-aș fi dorit eu sau nu. Încă o dată, domnul președinte decide cum își folosește. Tocmai de aceea, pe cine vedeți ca principal vinovat pentru această criză politică? Pe premierul Florin Câțu sau pe președintele Klaus Iohannis? Noi discuțiile am avut cu premierul Câțu. El e cel care a luat acele decizii intempestive fără să țină cont de faptul că e premierul unei coaliții și nu doar premierul unui partid unde candidează pentru o funcție de conducere, pentru funcția de conducere în partid. Dacă președintele Klaus Iohannis va insista să-l mențină pe Florin Câțu în fruntea guvernului după congresul PNL, analizați posibilitatea să declanșați un referendum de suspendare a președintelui? Nu știu de unde scoateți această idee. Nu s-a pus niciun moment problema. N-am discutat cu nimeni despre acest subiect, deci nu... E o opțiune constituțională, până la urmă. Da, păi așa sunt multe. Constituțional e și să pui în dezbatere și să supui la vot o moțiune de cenzură atunci când e propusă. Deci noi acolo suntem acum și asta ne dorim, dacă tot vorbim de Constituție, să se respecte Constituția, care spune că atunci când există numărul de semnături necesare, Parlamentul ia în discuție și supune la vot, și sunt acolo și niște termene în legislație, un proiect de moțiune. Asta e prioritatea noastră acum și vedeți că aici facem demers. S-a blocat acest demers, va fi tranșată această problemă la Curtea Constituțională, însă premierul Florin Câțu spunea interesant zilele trecute că va veni în Parlament, dacă această moțiune de cenzură nu se va vota în termenul de 45 de zile de interimat, va veni în Parlament și va cere un vot de încredere doar pentru miniștrii care urmează să le ia locul celor care au ieșit de la guvernare, miniștrilor USR Plus care au părăsit guvernarea. Prin urmare, acest vot din Parlament ar putea să nu ducă la căderea guvernului, așa cum susțineți dumneavoastră. Aici nu eu susțin niște lucruri. Există Constituție, există lege și cei care au în responsabilitate aplicarea legii vor aplica legea. Nu e vorba despre ce îmi doresc eu sau ce își dorește premierul Câțu. Da? Văd că premierul Câțu interpretează pe persoană fizică lucrurile cam așa cum îl aranjează pe dânsul. Prin urmare, singura soluție să dați jos guvernul Câțu ar fi
probabil o nouă moțiune de cenzură. Deci luați în calcul să semnați o nouă moțiune de cenzură. Pentru că această moțiune e încă în Parlament. Să spunem că, nu știu, Curtea Constituțională spune că semnăturile n-au fost Curtea Constituțională, dar Curtea Constituțională nu știu dacă poate să schimbe legea. Sau deci vă așteptați la un verdict favorabil pentru dumneavoastră de la CCR? Există prevederi foarte clare în ce condiții o moțiune poate fi depusă și în ce condiții o moțiune în mod democratic și în orice parlament democratic nu trebuie să fie blocată, ci ea trebuie să fie votată. Dacă nu le convine căderea premierului Câțu, să voteze împotriva moțiunii, cei care nu le convine, nu să blocheze un proces democratic. Oamenii au mai ieșit în stradă pentru astfel de lucruri, pentru că suntem într-un stat de drept pe care ni-l dorim. Deci, eu cred că cei care decid lucrurile acestea trebuie să fie conștienți că mandatul pe care l-au, indiferent că e în Parlament, că e la Curtea Constituțională, că e cel de premier, e un mandat obținut în democrație, nu în autocrație, unde fiecare decide după capul lui ce își dorește. Bun, vă întreb altfel, dacă această moțiune de cenzură va fi blocată, să presupunem, de Curtea Constituțională, luați în calcul să veniți, să inițiați o nouă moțiune de cenzură alături de PSD pentru a trânti guvernul? Deocamdată avem pe rol o moțiune. Nu discutăm, n-am discutat lucrurile acestea în partid. În partid, acum discutăm și căutăm soluțiile legale, constituționale, prin care să ne asigurăm că o moțiune care e depusă e discutată. Deci dacă noi abandonăm așa de ușor un proces democratic ca să facem apel apoi la un alt proces democratic și să tot repetăm noi depunerea de moțiuni până când o să aibă plăcerea și dorința premierul și PSD-ul și PNL-ul să accepte supunerea la vot a unei moțiuni, unde ajungem așa? Haideți să discutăm puțin și despre asocierea cu AUR, asocierea USR Plus cu AUR, pentru că a stârnit tot felul de comentarii acest subiect. Un consilier al premierului a trimis o scrisoare către instituțiile Uniunii Europene și către Statele Unite ale Americii, în care reclamă faptul că USR Plus s-a aliat cu un partid extremist. Ați primit vreo reacție din partea liderilor europeni pe acest subiect? Nu, pentru că am abordat eu direct acest subiect cu deci le-ați spus dumneavoastră acolo, dar le-am explicat care e situația politică din țară, care e situația cu guvernul, ce se întâmplă în Parlament. Deci și care a fost reacția liderilor europeni? Toată lumea e tristă să vadă că există această instabilitate și mai ales să înțeleagă faptul că niște alegeri interne într-un partid din coaliție sunt în măsură să provoace o astfel de criză. Pentru că de acolo au plecat lucrurile. Haide să ne putem noi întoarce așa în jurul problemei oricât am vrea, dar guvernul și majoritatea asta politică practic nu mai lucrează în viteză de croazieră din momentul în care a început competiția asta internă din PNL să fie expusă public și să devină obiectiv de stat, practic, obiectiv guvernamental, disputa asta. De acolo au plecat lucrurile. Și evident că instabilitatea asta nu convine nimănui. Pe termen... Dar nu există nicio alianță cu AUR, nu există nicio asociere. Faptul că doi oameni merg pe același trotuar pentru că există o regulă să mergi pe trotuar și să nu mergi pe stradă ca să-l locolești pe unul care e pe trotuar. Asta nu înseamnă că eu sunt asociat cu toți cei pe care îi întâlnesc pe trotuar. Aici vă contrazic, e mai mult decât atât. Totuși, semnăturile parlamentarilor USR Plus vor rămâne alături de semnăturile AUR. Nu dar crezi? V-ați uitat, domnul Zacman, că acum tot spunem de semnăturile astea. Eu vă rog să vă uitați în Parlament, de la începutul mandatului acestui Parlament, pe câte documente sunt semnături ale celor de la AUR cu semnături ale reprezentanților diferitelor partide. În proceduri parlamentare interne, în depuneri de proiecte de lege, în vot de proiecte de acte normative în Parlament și alte tipuri de proceduri parlamentare, în câte locuri există astfel de semnături. Nu e ăsta singurul moment în care, respectând procedurile parlamentare, două partide parlamentare, nu noi am decis cine intră în Parlament, ci au decis cetățenii României, dar noi trebuie să respectăm niște proceduri parlamentare ca să ne atingem niște obiective care au fost foarte clare. Moțiunea aceea de cenzură, textul ei e foarte clar și ne asumăm fiecare cuvânt de acolo din acea moțiune pe care am semnat-o și pe care am trimis-o la toate partidele
parlamentare, unii au semnat-o, alții nu, exact așa cum se întâmplă și cu proiecte de legi care sunt inițiate de un partid sau de altul și sunt trimise spre susținere altor partide și procedurile parlamentare spun că spui semnătura. Nu, nu, e treaba mea cu, nu e treaba mea cu cine face alianță USR Plus în Parlament. Dar atunci, atunci să nu mai împingem ideea asta că USR Plus a făcut o alianță sau mai știu eu ce înțelegere politică cu AUR. Nu, e vorba de niște proceduri parlamentare pe care noi le-am respectat și le-am aplicat, așa cum a făcut-o și PNL-ul, care are semnături alături de AUR, așa cum a făcut-o și PSD-ul, care are semnături alături de AUR. De acord, tehnic dumneavoastră aveți dreptate, însă politic, USR Plus a fost asociat cu AUR. Prin urmare vă întreb, nu credeți că această asociere o să vă dăuneze pe termen lung? Politic, cei de la PNL au asociat USR Plus cu AUR ca să ducă discuția de la problemele din partid, pe care le-au provocat pentru că au alegeri interne și au aruncat în aer și credibilitatea coaliției și acum se ducă evident vina spre noi, încercând să reîncălzească ciorba aceea cu USR Plus, sunt imprevizibil, să ceartă toată ziua, nu poți să te bazezi pe ei și așa mai departe. Cine să ceartă toată ziua acum în partid? Cine e imprevizibil? Pe cine nu poți să te bazezi? Ei, lucrurile astea devin, oricât ar vrea premierul Câțu și alți colegi din PNL să ducă discuția în altă parte, lucrurile acestea încep să fie vizibile pentru foarte multă lume, nu doar pentru susținătorii USR Plus. Și de asta eu i-aș ruga să finalizeze cât mai repede acest proces intern și să înceapă să se apuce, să se ocupe de guvernare și noi, cum am spus, suntem gata să discutăm despre partenerat, de un partenerat serios, nu în care doar să te poți afișa cu niște parteneri ca tu să-ți rezolve problemele interne. Regretați acum că în iarnă l-ați susținut pe Florin Câțu pentru funcția de premier în detrimentul lui Ludovic Orban? Atunci l-am susținut pe premierul Câțu cu elementele pe care le aveam. Acum am poziția pe care l-au cu elementele pe care le-am între timp. E foarte simplu. Acum, dacă Ludovic Orban va câștiga congresul PNL, îl acceptați în fruntea guvernului pentru refacerea coaliției? Încă o dată vă spun, nu am discutat nume în partid. Vom vedea ce ne propune PNL-ul, e decizia lor și niciun fel nu vreau să interferez și noi nu vrem să interferăm în bătălia internă din PNL. Domnule Cioloș, săptămâna aceasta a avut loc o dezbatere importantă în Parlamentul European în ceea ce privește drepturile minorităților sexuale. N-a fost o dezbatere. A fost un vot? Da, a fost un vot, unul printre cele vreo, cred că 100 și ceva de voturi pe care le-am avut pe diferite rezoluții, pe declarații ale Parlamentului, pe acte normative, pe amendamente și așa mai departe. Se lasă impresia, unii care vor să scoată în față tot timpul anumite lucruri, se lasă impresia că Europa stă toată ziua și discută doar despre drepturile minorităților sexuale. Nu e așa. Există acest proiect, a fost unul dintre zecile, dacă nu sutele de proiecte care au fost supuse la vot în această săptămână. Și doar parlamentarii Renew au votat pentru, din România vorbesc. PSD și probabil PNL au votat împotrivă și vă acuză că sunteți împotriva intereselor României. Nu, suntem pentru respectul drepturilor individuale ale tuturor cetățenilor. Indiferent de sex, indiferent de religie, indiferent de limbă, indiferent de cultură, asta face parte din viziunea liberală când vrei să te asiguri nu doar de, și când noi vorbim de respectarea statului de drept, de independența justiției, mergem în aceeași direcție, de fapt. Să ne asigurăm că drepturile oricărui cetățean într-o democrație sunt respectate, indiferent de orientările lui religioase, culturale și așa mai departe. Despre asta e vorba. Nu impune nimeni nimic. Nu vrem să creăm exclusivisme. Doar, pur și simplu, să ne batem pentru respectarea drepturile cetățenilor români care se duc să lucreze în Spania, în Italia, în Germania, indiferent că ei sunt ortodoși, că sunt catolici, indiferent de cultura lor, indiferent de nația lor, vrem ca drepturile lor de cetățeni europeni să fie respectate. Despre asta a fost vorba așa. Am ajuns la finalul primei părți și o să vă întreb, susțineți căsătoriile între persoane de același sex și o să vă rog să-mi răspundeți la această întrebare după o pauză de publicitate. Ne întoarcem. Ne-am întors, așadar, domnule Cioloș, susțineți căsătoria între persoane de același sex?
nu s-a pus problema în România. Eu cred că înainte... Ba da, s-a pus. Există și o decizie a Curții Constituționale. Nu, pe căsătorie? Nu pe căsătorie, pe drepturile minorităților. Da, dar a fost această discuție și despre căsătorie. Haideți, vedeți cum amestecăm lucrurile. Nu există nicio decizie în România pe căsătoria persoanelor același sex. Există o decizie a Curții de Justiție Europene ca o decizie într-un stat membru să fie respectată și în celelalte stat membru. Adică dacă unui cetățean român îi se dau niște drepturi în România, el când merge în Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, să îi se respecte. Ai, Marea Britanie mai puțin acum. Persoane se respecte care trăiesc într-o relație în același sex sau dreptul în străinătate. Nimeni, ca să fiu foarte clar, nimeni nu a impus României căsătoria persoanelor de același sex. Și eu cred că despre lucrurile acestea noi trebuie să discutăm în societatea românească și nu să le impunem de undeva de sus. Și cum v-am spus, trebuie să discutăm exact din ideea asta. Care sunt modalitățile prin care să respectăm alegerea oricăror persoane, să respectăm drepturi și libertăți civile ale oricăror persoane, indiferent de religie, indiferent de sex, indiferent de cultură, indiferent de opinii politice și așa mai departe. Cred că despre asta e vorba. Dar trăim într-o societate conservatoare și această discuție stârnește patimă. Ei, da, această discuție e provocată să stârnească patim, pentru că noi nu avem, din păcate, e foarte greu să avem în societatea românească discuții așezate pe subiecte de societate, pentru că le politizăm imediat și încercăm să le aruncăm pe un politician sau pe altul și să diabolizăm un politician sau altul în loc să venim cu argumente și să avem o discuție, să vedem ce părere au oamenii. Deci dumneavoastră susțineți drepturile juridice ale persoanelor. Noi susținem, da, drepturile juridice. Nu căsătoria între persoane de același sex. Există parteneriat civil care nu afectează căsătoria și care nu afectează niște instituții culturale în România. Deci, cum v-am spus, eu sunt totdeauna nu adeptul datului cu barda, pumnul în gură sau datul cu pumnul în masă și a-ți impune niște lucruri doar pentru că poți, cum zic unii din politica românească. Eu cred că adevăratele reforme și evoluții în societate le facem dacă organizăm discuții așezate, fără doar patimă și fără energia asta conflictului permanent întreținut, pentru că unii politicieni au nevoie de scandal și de conflict ca să existe. Pentru că altfel ei nu pot exista, pentru că n-au idei, pentru că nu sunt capabili să susțină puncte de vedere cu argumente, ci doar cu populisme și doar cu lucruri care știu că provoacă emoția care apoi le aduce votul la momentul respectiv. Să vorbim puțin despre Congresul USR Plus, candidați la șefia USR Plus. De ce credeți că dumneavoastră sunteți un președinte, ați fi un președinte mai potrivit pentru USR Plus decât Dan Barna? Ei, dacă sunt mai potrivit sau nu, asta o să decidă membrii. Din perspectiva dumneavoastră, a candidatului. Eu candidez pentru că mi-am dorit acest proiect, USR Plus. Am militat și pentru alianță și apoi și pentru fuziune, pentru că cred că avem foarte multe lucruri în comun, USR și Plus, și cred că după acest congres trebuie să procedem la pune cu adevărat în aplicare fuziunea și pe teren în rândul membrilor, să depășim aceste limitări artificiale între tabere, să depășim momentele astea în care un partid e condus de o grupare doar pentru că are majoritate. Condus de gruparea Dan Barna, Cristian Ghinea, asta spuneți. Acum suntem doi copreședinți. Bun, dar tabăra majoritară este USR. Da, a fost o tabără majoritară. Acum important e să depășim ideea aceasta de tabere, să facem și niște modificări în statut prin care partidul, sau în urma cărora partidul să nu fie condus doar de o tabără majoritară, ci să dăm posibilitatea de exprimare și de reprezentare, inclusiv un birou național a mai multor tabere, pentru că avem nevoie de un partid puternic, avem nevoie de un partid mare care să poată să abordeze alegerile din 2024 de pe poziția asta de maturitate, de soliditate, de claritate din punctul de vedere a viziunii și de pe poziția asta de partid unit în care depășim toate potențialele astea dispute. Dacă interne. Veți câștiga, vi s-a reproșat în interior, chiar și în interiorul partidului, că sunteți prea mult plecat, că ați fost prea mult la Bruxelles și nu v-ați preocupat de problemele interne ale României. Da, m-am exercitat un mandat pe care l-am primit și cred că faptul că am fost în Parlamentul European a dat rezultate. Noi am plecat cu un program politic în Parlamentul European și dacă ne uităm pe ce am realizat, vedem
că n-am stat degeaba acolo. Mi-am asumat președinția grupului Renew, dar mi-e foarte clar că dacă voi fi ales președintele partidului, nu pot să exercit amândouă pozițiile și de președinte al grupului Renew și deci rămâneți europarlamentar, dar renunțați la șefia grupului Renew și vă întoarceți. E vorba de responsabilități executive. Dar aici nu demisionați din funcția de europarlamentar. Nu mi-am pus problema asta. Deocamdată consider că mandatul acela de europarlamentar simplu pot să-l realizez, dar aici e vorba de funcție executivă, președinte de partid, o funcție executivă, că așa și Irineu Dareu e membru al Senatului și Dan Barna a fost și vicepremier și membru al Parlamentului și nu cred că și-a pus problema vreunul dintre ei să renunțe la asta. O să vedem cum evoluează lucrurile. Dacă voi fi ales președintele partidului, evident, obiectivul principal executiv a deveni conducerea partidului. Nu luați în calcul să renunțați la Parlamentul European și să vă întoarceți vicepremier în Guvernul României, într-un viitor guvern? Da, eu nu pun problema acum de funcții. Deci eu candidez, că acum vorbeam de candidatorul la președinția partidului. Ei, asta e o poziție foarte serioasă. Un partid care a fost la guvernare și noi sperăm să continue să fie la guvernare sau chiar dacă va fi în opoziție, un partid care intră într-o nouă fază de construcție după ce s-a consumat faza aceasta de fuziune a două partide, o funcție de președinte a unui astfel de partid e o funcție foarte serioasă care presupune responsabilități. Despre asta e vorba. Nu-mi pun eu problema și, încă o dată, poate că e greu de înțeles, dar chiar nu fug după funcții și sunt majoritatea colegilor din USR Plus, ați văzut că nu fug după funcții. Când s-a pus problema să se retragă din guvern, cu toate că premierul Câțu miza pe faptul nu o să plece câinele de la măcelărie, ei, uite că a plecat, pentru că nu de asta am intrat în guvern ca să avem o funcție. Spuneam la începutul emisiunii că congresul, lupta pentru putere din USR Plus, a început să semene cu lupta pentru putere din PNL. Chiar vi se pare sincer? Vă spun de ce. Acum, citesc din Cristian Ghinea, care vă transmite așa pe Facebook. Ai ratat toate șansele să fii acolo la construcția politică, la fenomenul fără penali, la momentul în care am blocat referendumul CPF, la lupta din opoziție, la extinderea USR. Am da, la majoritatea lucrurilor pe care le-am făcut în alianță am fost și acolo și au fost și alți colegi acolo. Nu cred că poate cineva să își aroge exclusivitatea prezenței la anumite fenomene. Da, nu-i vorba despre asta. E foarte bine că există genul acesta de dialog, că oamenii spun ceea ce cred. Dar totuși cum ați ajuns la cuțite cu oameni cu care ați lucrat în echipă? Eu cu Cristi Ghinea și acum, schimbăm mesaje. A, deci este doar o luptă politică. Da, absolut, dar așa și cu Dan Barna și cu alți colegi din partid, în biroul național, dacă ați asistat la discuții, avem discuții contradictorii cu argumente, ne spunem opinia și până la urmă luăm decizii și luăm decizii cu majoritate, luăm decizii în consens câteodată, deci așa funcționează, nu mergem, noi nu vrem să stăm într-un partid de yes man unde toată lumea e de acord cu toată lumea, că doar de asta suntem indivizi, avem viziunea noastră, avem personalitatea noastră. V-ați gândit ce faceți mai departe dacă pierdeți alegerile din USR Plus? Ce să fac? Continui treaba în partid, îmi continui treaba în Parlament, îmi continui treaba în spațiu public. O și vă gândiți să candidați la alegerile prezidențiale din 2024? Deocamdată mă gândesc la ce facem cu guvernul, la ce facem cu partidul, la cum consolidăm fuziunea aceasta pe care am consfințit-o juridic, la cum facem să nu-și piardă colegii din partid încrederea că partidul ăsta chiar poate să schimbe România pe bune. La asta mă gândesc acum. Alegerile prezidențiale sunt în 2024, dar da, în mod cert, mă gândesc la cum să facem pentru ca USR Plus să aibă un candidat la președinție în 2024 care să câștige alegerile cu obiectivul acesta. Dan Barna mai poate fi un candidat pentru USR Plus? Oricine poate să fie un candidat. A pierdut în momentul acesta e prea devreme să discutăm despre nume. Până să punem pe masă nume, USR Plus trebuie să demonstreze, așa cum cred că a făcut-o în ultimele săptămâni și în ultima lună, că e un partid matur, că e un partid predictibil, că e un partid cu viziune și un partid care vrea să facă politică în interesul României și nu să folosească bătălii interne de partid pentru interesele personale ale unuia sau altuia. Domnule Cioloș, mai avem un minut și vă întreb, până la urmă, v-ați vaccinat sau sunteți antivaccinist?
Am spus-o deja asta, știți că e o informație publică, faptul că... Da, dar vă feriți cumva să vorbiți despre subiectul ăsta, nu sunteți deloc tranșant. Pentru că eu cred că și ăsta l-am politizat prea mult. Vorbim prea mult politic de vaccinare. Eu cred că trebuie să vorbească oamenii care se pricep la lucrurile astea. Oamenii care pot să vină cu argumente, că e vorba de sănătatea noastră. Evident că eu am grijă de... Sunt niște modele, eu am grijă totuși de sănătatea mea. Da, dar politicienii lasă impresia că ei se pricep la toate. Și vedeți cum intră în gardă cu tot felul de subiecte cu care se pricep la toate și în loc să stea de vorbă cu oameni care chiar se pricep, să asculte opinii și din societate, să asculte și opinii și argumente de la specialiști, să încerce să le traducă oamenilor, folosesc politic lucrurile astea. Știți de ce vă întreb? Ca și campania de vaccinare. Am impresia că a fost folosită politic. În loc să o lași la Ministerul Sănătății, că acolo ai ministru și acolo ai oameni cu expertiză, ea a fost dusă la un moment dat la premier și a fost ținut acolo. Acum să îndevină ministrii USR Plus că n-a mers bine campania de vaccinare care a fost coronată de premier. Deci nu trebuie politizate Bun, dar m-am uitat astea la USR Plus, de exemplu, și am văzut că toți liderii USR i-au îndemnat pe oameni să se vaccineze. Ceea ce n-am văzut la dumneavoastră. Bun, foarte bine că au făcut-o, au convingerea asta că dacă ei îi îndeamnă, oamenii o să se vaccineze. Eu nu cred că dacă eu îi îndemn, oamenii o să se vaccineze. Mi-am spus că m-am vaccinat, mi-am spus opinia totdeauna. Am trecut și prin boală, eu am și, încă mai am și imunitatea dată de boală. Am fost transparent cu lucrurile astea, dar sănătatea e o treabă serioasă. Pe mine mă preocupă și pe mine personal, sănătatea mea, a familiei mele, caut informații, încerc să înțeleg lucruri, pot să-mi schimbe opinia și să îmi las să evoluez opinia atunci când vin cu argumente, când am semne de întrebare, revin cu ele, pentru că sunt un om și eu, la fel ca ceilalți oameni. Domnule Cioloș, am ajuns la final, însă mai avem ultima rubrică, pe scurt. Klaus Iohannis sau Traian Băsescu? În ce sens? Alegeți una din două. Păi nu pot să aleg așa una din două. România au ales. Acum e Klaus Iohannis, președintele României, și lucrez cu el. Când a fost Traian Băsescu președintele României, am lucrat cu dânsul. Una mai ușoară. Ceapă sau usturoi? Amândouă. Limba franceză sau limba engleză? Amândouă. Engleza în primul rând și apoi, evident, franceza la mine a venit natural. Comisar european sau premier? Păi au fost amândouă. Ce v-a plăcut mai mult? Ce prefer? Au fost experiențe foarte interesante amândouă, din care am învățat de la fiecare câte ceva. Cultură sau agricultură? Acum, haideți, fără cultură o societate nu poate să evolueze, dar fără agricultură o societate moare de foame. Rusia sau China? Și Statele Unite, și China, și Rusia, și Australia, dacă e să vorbim de parteneriate de care Uniunea Europeană are nevoie. Mașina electrică sau bicicletă? Păi în unele situații mai degrabă bicicleta, atunci când musai trebuie mașină, da, aș prefera mașină electrică. Bere de abație sau pălincă de zalău? Eu pălinca folosesc ocazional, așa chiar când împărțim câte un păhărel cu prietenii. Așa o bere mai beau și acasă. Ultima întrebare, varză de Bruxelles sau varză la Cluj? Varză la Cluj. Domnule Cioloș, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Insider Politic. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, atât pentru azi. Rămâneți pe Prima TV. De la ora 12 urmează emisiunea oradeprofit.ro cu Adriana Nedelea. Noi ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic.